Doamnelor și domnilor, bună ziua! Începem cu momentele emoționante de la Timișoara, la 30 de ani de la Revoluție. Sirenele antiaeriene vor răsuna timp de câteva minute. Câțiva revoluționari vor ocupa din nou balconul operei din Timișoara ca să rememoreze momentele de atunci. Acestora ni se va alătura premierul Ludovic Orban. Va fi de asemenea acolo actualul primar al Timișoarei, Nicolae Robu. Gabriela Mladin, în legătură directă cu noi acum. Gabi, ce se întâmplă acolo? Bună ziua, da, este așteptat acest moment, momentul în care sirenele vor suna aici la Timișoara timp de 3 minute. Este un moment ce marchează gestul simbolic al eliberării orașului de sub regimul comunist. Probabil că vedeți în aceste imagini la balconul Operei Naționale Române în acest moment se pregătesc, este așteptat de fapt și premierul Ludovic Orban, este primarul municipiului Timișoara, Nicolae Robu. Sunt foarte mulți revoluționari. Dacă vreți, este un fel de reconstituire a momentului de acum 30 de ani. 20 decembrie 1989, sirenele au început. Sirenele au răsunat așadar la Timișoara pentru a comemora cei 30 de ani de la Revoluția din decembrie 89, din ziua de 20 decembrie. Gabriela Mladin, în continuare, în legătură directă cu noi, Gabriela. Da, înainte de acest moment solemn, în urmă cu câteva ore, a mai existat o astfel de manifestare, la fel un moment solemn, chiar în această zi în care orașul aniversează 30 de ani de când a fost declarat primul din România care s-a descătușat de comunism. Chiar ambasadorul Statelor Unite ale Americii în România a dezvelit o placă de bronz, o placă trimisă chiar de președintele Statelor Unite ale Americii. Pe această placă se află tema Casei Albe și emblema Casei Albe și de asemenea tema Statelor Unite ale Americii. Mesajul este unul emoționant pe această placă.
această placă este dedicată spre eterna amintire locuitorilor eroici ai Timișoarei și martirilor care au pierit în urmă cu 30 de ani luptând pentru libertate, democrație și drepturile omului în decembrie 1989. Dumnezeu să le binecuvânteze memoria și Dumnezeu să binecuvânteze poporul român. Este acest mesaj care, începând de astăzi, se află pe o placă scrisă, iată, și semnată de președintele Statelor Unite ale Americii, aici în Timișoara, la fosta, în fosta clădire a garnizoanei militare, de altfel de acolo de unde, în momentele de zilele de 16 și până în 20 decembrie au fost date comenzi de a se trage, știm foarte bine, în populație cu armament de război. Acolo va exista de altfel și un muzeu al Revoluției din România. Pe această clădire se află această placă trimisă de președintele Donald Trump. Sunt momente importante aici la Timișoara. Lumea pare să nu uite ce s-a întâmplat în urmă cu 30 de ani. Vedeam astăzi tineri care ne povesteau cu aceeași emoție de parcă ar fi trăit-o acele momente petrecute în urmă cu 30 de ani în Timișoara. Nimeni nu uită ceea ce s-a întâmplat aici, indiferent de vârstă, de altfel cred că nimeni nu trebuie să uite ceea ce a însemnat Timișoara. Știm foarte bine, azi în Timișoara, mâine în toată țara și a urmat apoi căderea comunismului. Gabriela Mladin, îți mulțumesc foarte mult și pentru că vorbeai ceva mai